În raport cu evoluția fără precedent a tehnologiei, noi ca oameni, ca utilizatori, putem dezvolta una dintre cele trei posibile trei atitudini. Putem dezvolta o atitudine de respingere, pur și simplu să ne închidem față de tehnologie, să ne raportăm la ea ca la un rău și pur și simplu să nu avem nicio legătură cu ea. Sunt oameni care adoptă această atitudine. Este o atitudine de securitate exagerată, dar pe undeva are partea ei bună. O a doua atitudine este atitudinea de asimilare, adică ne lăsăm duși de val, fără să avem un scop clar și fără să folosim oportunitățile ei. Luăm din ea doar divertismentul care ne satisface și care practic nu are nicio limită și ne înghite. O a treia atitudine este atitudinea de interpretare. Asta înseamnă că este de dorit să învățăm să interpretăm cultura în care trăim și să folosim oportunitățile ei pentru a-L proslăvi pe Dumnezeu. Realitatea virtuală trebuie folosită de biserică pentru a aproba, pentru a promova, pentru a pune în evidență adevărul.